Amin. Vă invit să ne ridicăm pentru a citi un cuvânt din Scripturi. Deschidem Cartea Sfântă la Apocalipsa, capitolul 1, pagina 1205. Vom citi de la versetul 9 la versetul 16. Apocalipsa 1, începem cu versetul 9. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea lui Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici, la Efes, Mirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca rama aprinsă și ars într-un cuptor și glasul lui era ca vuit unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Amin. Vă rog să vă reașezați. Dacă am citit din Cartea Apocalipsei, așa obișnuiesc la început de predică să citesc un verset de laudă pentru Domnul, de data asta 5 cu 13, partea a doua, a celui ce șade pe scaun de domnie și a mielului, să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Amin. Și pentru dumneavoastră un cuvânt de salut, tot în Apocalipsa 1 cu 4, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine. Și din partea celor 7 duhuri care stau în scaunul de domnie și din partea lui Iisus Hristos, marturul credincios, cel întinescut din morți, Domnul împăraților pământului. Amin. Dragii mei, am citit cuvinte care descriu o vedenie a lui Ioan, în care l-a văzut pe Domnul Iisus în mijlocul a 7 sfeșnice, care nota aici Scriptura, sunt 7 biserici, și de aici s-a demarat o lucrare prin care a fost trimisă o scrisoare, de fapt, la toate cele 7. Scrisoarea le privea pe toate și cei din Efes au citit și ce scrie pentru Smirna, pentru Pergam și așa mai departe. Cei din Laodicea, de exemplu, până să ajungă să citească ce scrie despre ei, au citit și ce scrie despre celelalte. Și am pe inima astăzi să mă adresez și eu călăuzirea asta, am primit-o de la Domnul, aseară mă frământam ce să predic și dimineață, nici nu știu exact că eram treaz sau nu eram treaz încă, atunci când am primit asta să vă spun. Și pun ceea ce spun sub titlu: ce vorbește Domnul bisericii sale? Am putea spune bisericilor, dar în același timp biserica lui este una, nu? Dar până să vedem ce vorbește Domnul bisericii sale, îngăduiți-mă să le spun ceva la copiii ăștia care au cântat frumos, să văd dacă mai înțeleg ei românește. Că unii știu cânta în altă limbă, dar nu neapărat știu limba aceea. Mai știți voi românește, copii? Hai să vedem acum. Vreau să vă spun ceva despre smochine. Știți ce sunt alea smochine? E cel mai dulce fruct din lume. Scrie în Biblie, în Cartea Judecători, vă citesc din capitolul 9, de la versetul 10. Copacii, pădurea, a zis smochinului: vino tu de împărățește peste noi. Dar smochinul i-a răspuns: să împărăsesc eu dulceața mea și rodul meu cel minunat. Acum o întrebare pentru voi. Voi semănați cu smochinele? Sunteți și voi dulci? La glas am văzut că sunteți dulci, dar nu știu dacă sunteți dulci de tot.
Nu fiți așa ca și câte un medicament din ăla, că e dulce numai pe din afară să-l poți înghiți, dar pe dinăuntru nu e așa dulce, e amar. Sau să întrebi pe părinți dacă sunteți voi dulci. Sau pe frații, pe surorile voastre, valabil și pentru cei de aici, așa, da? Și dacă ascultă cei mai mari, nu le face rău. Deci copiii, voi trebuie să aveți dulceața voastră, să vă asemănați cu smochinele. Și acum un al doilea lucru ce vă spun, scrie în întâia carte a lui Samuel că David, de asta ați auzit, da? Ostașii lui a flămânzit tare și prima dată n-a vrut să-i se dea mâncare, dar acolo o doamnă binevoitoare, o evreică, Abigail, le-a pregătit mâncare, între altele, scrie în 25:18, partea a doua, 200 de legături de smochine. Și după ce or fi mâncat ce era acolo, oile acelea pregătite și pâinea și grâu, au mâncat soldații lui David legăturile alea de smochine. Și astăzi am gustat și noi din legăturile voastre de smochine când ați cântat. Dar mai cântați voi și pe acasă? Așa că poate tata vine odată flămând și vrea să audă, să mănânce o legătură de smochine, așa. Să vă ia în brațe și să cântați, să spuneți câte un verset și ala o fi vreo legătură de smochine. Și ceva poezie, lucruri dulci să se audă din gura voastră, amin? Dacă când strigați, o fi asta smochine? Ceva macru, nu? Sau mai amar? O minciună, o fi și asta dulce? Poate pare, dar zice că scrie în proverbe asta, că la început pare dulce, dar apoi parcă avea nisip în gură. Dar smochina e dulce până în capăt. Așa că numai cei dulce să vă iasă pe gură, da? Că vreți voi să introduceți în gură cei dulce, dar au zis Domnul că ce iese din gură spurcă sau îndulcește. Și un al treilea aspect, dar nu uitați, și Domnul Iisus a fost odată flămând și a vrut să guste într-o smochin și nu era. Așa s-a dus odată două nepoțele la o bunică și bunica a zis, vreau să-mi spuneți un verset, vreau să cântați o cântare. Și au zis, nu știm. Și bunica n-a avut smochine să mănânce data aia. Și un ultim lucru ce vă spun despre smochine, vă citesc din cartea profetului Isaia, scrie în capitolul 38, cu un împărat s-a îmbolnăvit. Era să moară. S-a tot rugat. Așa avea dureri când se ruga ca un cocor, când se ruga așa ca o rândunică. Dar a zis Dumnezeu, scrie în 38:21, să se aducă o turtă de smochine, să o întindă peste bubă și Ezechia va trăi. Știți că voi sunteți buni și de leac, de medicament. Când e mama necăjită și are ceva dureri, dacă vă duceți lângă ea și o îmbrățișați și mulțumiți că v-a făcut mâncare, v-a născut, v-a crescut, așa se vindecă buba mamei și o să uite de toată întristarea că a avut ceva probleme. Sau când vreun frățior a vostru, să vă dau eu un exemplu, ci că o mamă și-a învățat copiii în fiecare zi să facă ceva bun. Și întreabă într-o zi când au venit de la școală, de la grădiniță, care unde era, ce ați făcut astăzi bun? Unul mai mare spune, eu am dat locul meu în autobuz la o doamnă, mai în vârstă să stea acolo, foarte bine. Întreabă pe al doilea, tu ce bine ai făcut astăzi? Păi eu am văzut că un coleg a uitat în grabă să-și pună mâncare și i-am dat și eu jumătate de sandwich, l-am împărțit în două cu el, să mâncăm amândoi, suntem colegi de bancă. Foarte bine, spune mama. Întreabă pe al treilea, ăsta era la grădiniță. Măi, tu ce bine ai făcut astăzi? Stă, se gândește. De ce ai făcut astăzi? Poate nu știa ce e la bine. Zice, ăsta era în grupa mijlocie, zice, unul din grupa mică plângea. M-am dus lângă el, nici nu știu să-mi spună de ce plânge, dar am plus și eu lângă el. Și spune mama, tu-i premiul întâi pe ziua de azi. O pus o smochină pe bubă, știi? Ca să-i treacă supărarea. Așa că să fiți dulci și vedeți voi, de mâncare sau de leac. Dumnezeu să vă ajute, amin? Amin.
Dragii mei, haideți să ne întoarcem la textul nostru. În primul rând, aș vrea să observăm, ne vom opri la capitolele 2 și 3, stările pe care le-a văzut Domnul în biserica sa. Că în fața lui totu-i gol și descoperit. Și de regulă încep aceste adrese cu cuvintele știu. Știe Domnul? Cu siguranță. Vreau să observăm mai întâi la unii a văzut Domnul o stare bună. Hai să începem așa pozitiv. Le-a văzut credința. Scrie aici în 2 cu 10, adresându-se îngerului bisericii din Smirna, fii credincios până la moarte, adică era. Nu mai i-a spus să rămână așa până la moarte. Mai departe, altul credincios, zice în 2 cu 13, Antipa, martorul meu, credincios. Apoi, spune în 2 cu 25, țineți cu tărie ce aveți, aveau ceva bun. Apoi spune în 3 cu versetul 4 de unii care sunt îmbrăcați în alb, vrednici. Sau în 3 cu versetul 8, ai păzit cuvântul meu. Tare s-ar bucura Domnul tot să fiți din categoria asta, când se uită la voi, credincioși, păziți cuvântul, țineți ce aveți. O stare bună, plăcută lui Dumnezeu. Așa ar trebui să fim, da? Doamne, ajută-ne! Când se uită Domnul la noi, El ne pătrunde, spună, cum a zis despre Iov, s-a discutat în cer, ai văzut pe robul meu Iov? Se laudă Dumnezeu cu credincioși, El ne vede. Când să le aleagă pe David, a zis că mi-am căutat un om în tot Israelul, sau spunem psalmul 14, psalmul 53, Domnul se uită la înălțimea cerului și vede pe toți fiii oamenilor și în psalmul 33 scrie la fel. Ce vede Domnul în noi? Că suntem credincioși? Doamne, ajută! Așa să fim. Numai că Domnul a observat și alte stări, la unii chiar foarte grave. Scrie în capitolul 3, versetul 1, partea finală, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Alții, pe acolo, spune în versetul următor, pe moarte. Sau, scrie în capitolul 3, în cazul îngerului din Laodicea, versetul 17, partea finală, ticălos, nenorocit, sărac, orb, gol. Ăștia, Domnul, s-a văzut în biserici așa lucruri, nu? Adică pot să fie în biserici, membri în biserici, care să, cum zice vorba în popor, pe nicăieri. Ei mai sunt doar scriptic acolo. Unii pot să și frecventeze biserica, dar starea lor spirituală este critică. Mi-amintesc că am mers odată cu un nostru slujitor într-o familie, auzisem că au certuri. Și i-am întrebat așa frumos, care este starea voastră, ce faceți voi? Bine. I-am fixat așa cu privirea și am zis, nu-i bine. E drept. Ei înaintaseră divorțul. Înaintea lui Dumnezeu și în fața propriei conștiințe, să nu ne amăgim și să credem că suntem bine, dacă nu suntem bine. Cineva spunea că biserica nu-i muzeu de sfinți, e spital de păcătoși. Și când te duci la doctor, dacă ești bolnav, degeaba spune el că ești frumos. Și că ești roșu la față. Tu să fii, domnul doctor, ai bai cu mine. Și domnul doctor, dacă e doctor cu adevărat și domnul e adevărat doctor, va ști care e starea bună și va spune unora, e grav cu tine. Dacă nu te operezi, mori. Dacă sunt astfel de situații, eu sunt optimist de felul meu, apreciez faptul că încă erau în biserică și că Domnul le-a vorbit, că e mare har să-ți vorbească Dumnezeu. Amin. Surprinde Domnul aici în biserică și o a treia stare. Scrie îngerului din Efes, citesc 2 cu versetul 4, am ceva împotriva ta,
ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adică a observat Domnul trei stări, unii bine, alții rău și alții... Așa, ei vin la adunare, cântă, dar așa letargi, n-ar putea să spună ce zice în Psalmul 122 cu 1, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Măi, vine și el, așa că e duminică, ce văd frații, dacă e vorba de rugăciune, pe acasă, așa, sunteți din cei ce inițiază rugăciunea sau... Mama, dacă zice bărbatul să te rogi, sau nu, dacă zice nevasta... Da, dacă întârzi de la adunare sau dacă nu vii, nu s-o cotești că e mare lucru, nu? Undeva aici, prin Europa, o familie așa plecată din țară, într-o duminică dimineața, zice ea, dragă, nu mai mergem azi la adunare, știi? Măi, știu, sunt toate gata, mâncarea, hainele, copiii. El și-a dat seama că asta poate fi ceva rău, că scrie în Evrei 10 că unii au părăsit adunarea și trebuie să-i îndemnăm la dragoste, la fapte bune, să nu le piară dragostea. Și cum scrie în Petru 3 cu 7 cu nevasta, să te porți cu înțelepciune și că te adragă, dar măcar ne rugăm acasă. Da, gata, când ora adunare, hai, ia repede pe ea ceva, se îmbracă, citește, se roagă, ea au crezut că e gata. Ce nu, dar stai, nu ne rugăm și noi pentru adunare. Na bine, hai să ne rugăm și pentru adunare, mai citește ceva și iar se roagă, iar au crezut că e gata. Ce, dar pentru bolnav nu ne rugăm, știi, și mătușta e bolnavă, știi? Da, gata, ne rugăm, iar au crezut că e gata. Și dar noi nu mulțumim? Na, hai să mulțumim. Acum chiar că o crezut că e gata. Și spune, dar nu citim și textul din calendar. Na, hai să-l citim. Și acum, fără emoții, că era numai nevasta și copiii, s-au apucat să predice. Și tot nu mai găta și a spus, atunci mai bine mergeam la adunare, măcar auzam o predică bună. Și el zice, cu înțelepciune, așa, să nu se prindă că totul a fost aranjat. Zice, că bine zici, altă dată nici nu mai lipsim. Să nu fiți din ăștia care... Ei sunt, dar nu cu mare dragoste. Îmi vine în minte o întâmplare adevărată, nu poveste. Că doi copii s-au dus cu colinda. Casele în vecin le cunoșteau. Dar când au văzut ei că pică ceva bănuț, s-au tot dus prin sat încolo. Au trecut în celălalt sat și acolo nu mai cunoșteau. Și au ajuns la o casă, măi, o clădire cu perestele mai înalte. Băi, seamănă casă, nu-i casă. Dai lumina aprinsă, s-a făcut să-și puțin mai târziu. Zice, băi, colindăm sau nu colindăm? Ce-o fi aici? Seamănă cu școala noastră sau e o casă. Și se cațără unul în spatele celuilalt, se uite pe geam. Și ce mă, că ăsta nu putea să dea verdictul ce e acolo. Ăsta nu mai putea ținea pe umeri, știi? Zi-mă, zice, nu știu ce-i. Era un fel de adunare. Era adunare, băi, nu știu ce-i, dar fac ceva ce zici că nu le place. Ce par plictisiți, par adormiți, măi, nu știu ce adunare a fost, o fi fost asta cu fără dragoste. Rețineți că trec mai departe, deci, unii sunt într-o stare bună, alții sunt într-o stare jalnică și alții sunt așa, o fac, dar ei știe cum o fac. Vreau să trec mai departe și să observăm ce evoluții pot să aibă loc în biserici. Pentru că, de exemplu, aici în cazul îngerului din Efes, îi spune așa, versetul 2 din capitolul 2, știu faptele, osteneala, răbdarea, ai pus la încercare, ai răbdare, ai suferit, n-ai obosit. Și de câte vreme erau pocăiți, să spunem așa. Dar am ceva împotriva ta, ți-ai părăsit dragostea din tâi. Deci ăștia n-au fost dintotdeauna așa. Au fost într-o stare bună, și acum mereu așa în cădere, în descreștere. La dumneavoastră, de când sunteți pocăiți, cum au evoluat lucrurile? Dacă ar fi să faceți așa un grafic, nu? Zile de post, rugăciune, citit Biblia, prezență la adunare, râvnă. Ce s-a întâmplat? Sunteți așa în pantă? Voi vă știți, nu? Când v-ați botezat, știți, cu dragostea din tâi, nu? V-ați păstrat sau ați mai scăzut? Spuneau părinții mei, au fost primii pocăiți în comună, că le-a spus cel și le-a botezat, fiți atenți că vine vremea că vă obișnuiți cu pocăința și încet, încet slăbești. Este o carte scrisorului Zgândărilă, scrisă de englezul C.L. Lewis, și acolo e o prezentare imaginară
când o căpetenie demonică îi dă în grijă la un demon pe un pocăit plin de râvnă. Zice, păi trup și suflet pentru Dumnezeu. N-am nimic pe unde să-i vâr, că-i tot e pentru Domnul. Zice, măi, găsește altă pasiune. Și în carte spune că a fost promovat și a fost pus lider de sindicat. Și acum avea treabă cu sindicatul, cu propuneri, cu greve, ce aveau ei în plan. Și la un moment dat, să nu vă rețin cu multe, transmite demonul ăsta ce l-avea în grijă la căpetenia lui, zice, de 3 săptămâni n-a fost la adunare. Zice, victorios, îl câștig. Și zice căpetenia, nu dintr-o dată că se prinde, lasă-l încet. Așa finuț, numai încet. Știți experimentul ăla cu broscuța? Spune, dacă bazi o broscuță într-o borcan de apă clocotită, sare. Dacă o pui în apă rece și încălzești treptat, stă acolo până moare, nici nu simte când s-a încălzit apa. Uneori, cam așa ceva se întâmplă cu noi și diavolul e diplomat de carieră. Numai așa încet, încet, și vezi că nu mai e pasiune, tot mai puțin, tot mai slab, și riscul e mare, că îi spune că îți iau sfeșnicul. Adică poți să te pierzi. Doamne, ferește-mi de așa ceva. Se poate înregistra însă și o evoluție pozitivă. Când citești ce scrie la Îngerul Bisericii din Laodicea, ce îi spune într-o primă fază, când constată starea, ticălos, îndorocit, sărac, gol, stai pierdut, mă, să mai pocăiești în viață. Zice, nu, auzi, eu te sfătuiesc. Să te pocăiești cu râvnă, să cumperi haine, alifie și faci o promisiune enormă. Zice, dacă birui, te pun să șezi cu mine pe tron. Se poate întâmpla, Doamne dă din astea, câte unul firesc a stat comitetul în cumpănă, măi, îl mai ținem, membru nu mai ținem, când vine, când nu vine. Să-l cerceteze Dumnezeu să se ridice și să ajungă plin de râvnă. Amin. Îmi vine în minte cazul unui frate din Arad, așa a fost el cu pocăința, cum se zice, la fără frecvență, așa serialist. Dar pe la 40 de ani Dumnezeu l-a cercetat râvnă, s-a pus să învețe poezii, să meargă cu fratele păstor pe la bolna, peste tot. Ce mai i-a dat Domnul și dar de vedenii? Mă, nu-ți venea a crede, măi, cum s-a ridicat? Zice Scriptura că Dumnezeu poate să-l ridice și Dumnezeu poate și să-l păstreze. De aceea vă îndemn pe cei ce ați fost mai slăbuți cu pocăința și aveți restanțe, grăbiți-vă și siliți-vă că împărăția se ia cu năvală. Fiți plini de râvnă. Și că un proroc a avut pentru un frate o vedenie că tot ce ai spus în adunare, amin, aleluia, ce l-au dat pe Domnul notat, și la rubrica goală, o zvești ce face. Și și-o dat seama, Duhul Domnului cercetat, băi, și de acum când se spunea ceva de amin în adunare de aleluia, spunea tot de 2 ori. Cineva a întrebat, bă, de ce spui de 2 ori? Oi, câte restanțe am. Eu tot n-am zis, acum mă grăbesc. Dumnezeu să vă sporească râvna, să creșteți în toate privințele și dacă a fost slab de tot, că te gândeai că e pe moarte, cum am citit la Sardes, dintr-o dată să fie cu viață. Dumnezeu să vă ajute să sporiți. Și o 3-a variantă, dacă ați fost credincioși, să rămâneți așa. Hai să vă citesc, spune aici, de exemplu, la unii din Tiatira, 2:25, nu mai țineți cu tărie ce aveți, că nu-i ușor să te menții. Scrie la Evrei, la capitolul 2, vă citesc de la versetul 1, de aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele, că se manifestă așa ca o forță centrifugă ce te îndepărtează. Nu te poți menține de la sine, spuneam, am auzit asta de când eram copil, zice, pocăința e ca mersul pe bicicletă, nu dai din pedale, nu stai pe loc, pici. Dar dacă dai din pedale și te silești, mergi înainte. Dumnezeu să vă ajute să fiți plin de râvnă. Asta în toate, cum spune în Tit, Dumnezeu ne-a curățat să fim ai Lui plin de râvnă pentru fapte bune. Să vă dea Domnul har, să puteți sluji cu bucurie, mereu prezenți, să vă țină Domnul la cote spirituale înalte. Rețineți așadar evoluțiile care pot să aibă loc. E simplu de reținut ce vă spun. Și nu neapărat trebuie să țineți minte tot ce spun, numai ce vă privește. Atât.
Unii coboară, alții urcă, alții se mențin. Trist e că unii se mențin jos. Dumnezeu să se îndure de ei. Aș vrea să trec mai departe, așa mi s-a dat astăzi. Să observăm cauzele. Ce îi face pe unii să coboare? Să observăm motivațiile negative ale unora. De ce scad în spiritualitate? De ce slăbesc în pocăință? Și observăm aici în Apocalipsa, citesc din capitolul 2, versetul 14. Am ceva împotriva ta. Ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potrivire înaintea copilului Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să dea la curvie. Apoi spune în versetul 15, de învățătura nicolaiților. Eu nu mă voi opri la învățătura lui Balaam, asta e o motivare spre imoralitate sau la aceea nicolaiților și asta e tot ceva pe acolo. Vreau să spun că unii slăbesc datorită unor învățături false. Astea sunt foarte periculoase, zice în 2 Timotei 2, de Imineu, Filet, cuvântul lor roade ca gangrena. Așa că să fiți atenți că trăim o vreme în care e foarte greu să-ți păzești turma. Că amvonul nu-i numai acesta, fiecare are amvon pe telefon, nu? Pui să-ți predice cine vrei, nu? Deci că tu conduci slujba. Acasă, pui ce predicator îți place. Dar scrie în Biblie că unii vor strecura pe furiș erezii nimicitoare și unii nici nu-și dau seama. Cineva mi-a trimis așa o înregistrare scurtă pe WhatsApp din glăsuirea unui predicator, nu spun care. Și spunea că un călugăr creștin s-a îndrăgostit de o păgână. Și diavolul ar fi zis către Dumnezeu, vezi că ți l-am furat. Și ci că Dumnezeu ar fi zis, dar nu cred asta, că tot a meu rămâne. Cum rămâne tot al Domnului dacă a căzut în imoralitate? Dar uite, așa cu astfel de idee, va să mai vină și teoria aceea că odată mântuit n-ai cum să mai cazi, apoi așa te culci fără nicio grijă. Eu am mai fost odată la turnout aici în urmă cu 20 de ani, erau un pumn de oameni. Am fost în Olanda la o mini-conferință, să-i spun că erau puțin și atunci bani, că puțin sunt și acum. Și acolo am avut o experiență, să spun așa, neplăcută. Eram la masă și vine o soră, 50 și ceva de ani sau și mai bine, și zice, frate, așa ne-ai luat tare, așa să ne bagi în priză. Păi zic, dacă ne silim, scrie în Biblie, siliții să intre. Zice, nu e problemă, toți suntem mântuiți, n-ai cum să pierzi mântuirea. Ai, zic, de-aia sunt așa de indiferență, că n-ai ce să pierzi, umbli fără grijă, nu? Dar Pavel a zis, scrie în 1 Corinteni 9:27, că eu după ce am predicat, mă tem ca nu cumva să fiu lepădat. Vedeți? Așa că să fiți atenți ce învățați. Vă dau un exemplu, ce vine în minte? Era după Revoluție și au apărut niște casete, un studiu despre viața de familie a unui predicator din America. Și fratele Victor Oniga era păstor peste județul Bistrița Năsăud, le-a preluat casetele și le-a împărțit la frați la o conferință. Apoi când a ascultat ce scrie acolo, a zis, Doamne, am răspândit sămânță greșită în popor, ce mă fac? Și așa frământat de neveghere, asta ajunge la rugăciune. Și Domnul îi vorbește, cunoscându-i taina inimii, nu te mâhni, că este o lucrare de rătăcire îngăduită pentru cei ce nu sunt cu inima curată, auzi? Scrie în 2 sau în ce în 2? Le va trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Și au zis, între voi vor fi învățători mincinoși. Măi, să fiți atenți să nu vă înșele. Dumnezeu să vă dea har să fiți vegheatori. Amin. Spune 1 Timotei 4:6, citesc cuvintele Apostolului Pavel către ucenicul său prea iubit. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături. Sau scrie în 6 cu versetul 3, dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase, de învățătura care duce la evlavie, auzi, are boala cercetărilor, s-ar putea să fie studios. Dar e lipsit de adevăr, ferește-te de astfel
De oameni, fiți atenți ce mâncați să nu vă otrăviți. 2. Cauze ale căderii ale răului. Citesc Apocalipsa 2 cu versetul 20. Am ceva împotriva ta. Sper să n-aibă și împotriva voastră din astea. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe să amăgească pe robii mei, să dea la lucruri vie, să mânce lucruri jertfite idolilor. Prin profeții, la Pentecostale asta prin, Domnul să ridice, cum a zis Moise, tot poporul să fie din proroci, dar să fie ai Domnului. Ca nu cumva să se producă vreo înșelăciune. Și uneori suntem foarte sensibili la profeție, uneori le luăm mai tare ca scripturile. Se întâmplă uneori asta? Se întâmplă. Atenție, dragii mei! Spune Scriptura, a zis Domnul, Matei 7, să-i verificăm pe proroci după roadele lor. Scrie că prorocul nu-i prețuit bine în patria lui, dar este principiul bun sau rău? Rău! Ar trebui să-l prețuim, să-i cercetăm, să-i cunoaștem și în felul acesta Domnul să vă călăuzească în tot adevărul, ca să nu fiți înșelați sub nicio formă. Domnul a spus Matei 24 că în vremea din urmă mulți vor cădea. De ce? Hristos mincinos și proroși mincinoși, care vor înșela, nu scrie în cronici cum s-a întâmplat, dragii mei, când un așa zis proroc i-a prorocit altuia ce să facă și ce s-a întâmplat. Spune în cartea 1 a împăraților, în capitolul 13, a murit un alt proroc că a fost dus în eroare de celălalt. Nu insist asupra acestui aspect, dar vă rog să țineți cont de acest fenomen care se poate produce printre noi. Unii se tem că disprețuiesc prorociile dacă judecă. Nu! Trebuie să analizăm. Și să nu, vorba aceea, să nu înghițim orice. Îmi povestea fratele un presbiter de la Băița de Sub Codru din Maramureș că venea cu autobuzul spre casă, două femei de etnie romă, întreau pe șofer, sunt pocăiți aici. Păi zice, uite, el e popa pocăiților. Gata, vin la el, fratele se grăbea să ajungă la rugăciune, venim și noi. Măi, și-au început a proroci amândouă, adunarea deschisă, și vine o soră bătrână la frate și spune, bai frate, le-am văzut pe țigăncile astea două într-o baltă, apă murdară, și serveau de acolo pe toți. Pe genunchi se puneau unii să fie serviți și ei. Au zis, fratele, două săptămâni nu le-am mai putut scoate. Ce voi slujitorii vă chinuia să-i ridicați pe frate așa de spate și iar s-a plecat acolo să bea. Până s-au dat peste cap și s-a văzut că prorociile sunt de fapt așa o amăgire. Să fim atenți și Dumnezeu să ne lumineze. Mi-amintesc că sunteți unii din zona Botoșani, eram cu fratele Cornel Bârsan, era o soră la rugăciune, prorociță la dealul mare. Și am mers acolo, ne-a ridicat de pe genunchi, așa, am fost prima dată acolo și mă uitam așa și mi-amintesc că sora, oarecum surprinsă de privirea mea, zice, frate, crezi sau nu crezi? Lasă-mă tâi să judec. Apoi o să spun dacă voi crede sau nu voi crede, dar voi vedea ce se întâmplă. Că ce vorbește Dumnezeu se împlinește. Dar scrie în Isaia 44 că Dumnezeu zădărnicește semnele prorocilor mincinoși. Domnul să fie binecuvântat. Amin. Și un al treilea fenomen, să-l spun așa, ca și o cauză a slăbirii, a căderilor. Inițial mi-a trecut altceva prin minte, dar nu vreau să zic numai câte trei la fiecare. Dar în timp ce predicam, scrie aici în 2 cu 14, am ceva împotriva ta, tu lași. Scrie și în versetul 20, adică o toleranță a celor din conducere, a părinților, și pe fondul acesta, vedeți, nu-i ceva ușor, ăștia din Efes sau ăsta, cum vreți să ziceți, să nu le contrazicem,
foarte exigent. Eu pus la încercare pe ce sunt apostol. Dar și-o pierdut dragostea. La Tiatira scrie, faptele de pe urmă mai multe decât cele din tâi. Deci ăștia au avut dragoste mai bună apoi. Dar foarte indulgent. O lăsași pe prorocița aia să-și facă de cap. Cum am putea oare în adunare și în familie să avem și dragoste și să manifestăm și exigență, să nu lăsăm orice se întâmplă, să nu fim toleranți cu rău? Cum s-ar putea oare? Asta nu e chiar ușor, așa e? Să fii ca Domnul Iisus, într-o mână să ai un de lemn și în cealaltă biciu, numai să nu le încurci. Are Dors o poezie, îmi place. O, Doamne, fericit e acela care a știut trăi înțelept, slujind iubirea și adevărul să fie amândorora drept. Că atât de rar putem fi minții și inimii ascultători, căci ori unii ai suntem, ori alteia părtinitori. Când adevărul poruncește să spui, ce dragostea n-ar vrea? Cine ar putea găsi măsura spre nu greși niciunea? Când dragostea ar vrea să acoperi ce adevărul vrea să spui, a cui să asculți? Și a cui să înlături? A ei poruncă sau a lui? O, Doamne, numai Tu știi singur de câte ori m-am chinuit. Între adevăr și între iubire, când mângâiat, când osândit. Când mângâiat că ascult iubirea, când osândit că n-o ascult, ținând la adevăr prea mult. Lumină veșnic negrăită desăvârșește-mă în Hristos, ca să le am pe amândouă între pătrunse armonios, că în El iubirea e adevărul, iar adevărul este în ea. Cum cei doi ochi mi s-o vedere, așa să le am în viața mea. Să văd deodată și drept și înalt, să nu închid niciun ochi vreodată când îl deschid pe celălalt. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Îmi vine în minte un caz, a venit la noi un frate și a prorocit așa la grămadă, că e ușor, e mai ușor să hipnotizezi 100 de oameni decât unul singur, că ăla e foarte circumspect, băi, se teme, se uite jur împrejur, că n-are, se ține nimeni spatele. Și a prorocit că s-a vindecat aici atâția, că acolo atâția și slujitorul bătrân, băi, eu tare mă bucur, dar în urmă vreau să văd analizele, nu? Și așa zis, l-a mustrat așa un om în vârstă la 90 de ani, în urmă avea bătrânul Albine. Eram acolo, am surprins, i-a dat un borcan, că atunci nu era material de plastic, un borcan de ăla de sticlă, de 5 litri, plin cu miere de albine, că avea familie mare. Și oricum, așa s-a șifonat și a zis, nu-mi trebuie și-o bătrânul, taci, să-am dat ce trebuie la suflet și acum îți dau ce trebuie la trup. Fii liniștit și al. Pentru că putem, zice în proverbe, o mustrare pe față face mai mult decât o prietenie ascunsă. Eram undeva la Cămărzană, în satul mare, care se pe acolo la evanghelizare, o bisericuță mică, doi cântăreți, boxele la urechile mele, bubuială din aia. Uau, ce bine a fost când s-o gătat. Și am mers la masă. Și am încercat să le explic că sunt unde beta, deta, delta, teta, alfa. Și contează ce volum de zgomot, de sunet este. Face bine, unele nivele de sunet îți aduc stare de deșteptare, altele îți aduc somn, altele te îmbată de cap, spus așa mai simplu. Și cântăreții erau acolo și unul din loc zice, păi persoanele de față se exclud. Zic, Doamne ferește, nu vorbesc la cine nu mă aude. Și atunci unul din ei s-a autosesizat și spune, ei, ce bine că Domnul Iisus nu știu de unde le-a așa. Zic, bă, știut că El le-a pus la creație. Dar liniștit, noi n-am știut. Și uite așa frumos, apoi am stat la masă, ce farmec ar fi avut să comenteze, apoi că uite, bă, am bubuit. Nu, dacă au fost atenți, au luat aminte, nu? Dumnezeu să vă ajute să vă mustrați dacă este cadou cu toată bunăvoința, cu toată înțelepciunea, cu toată blândețea. Biserica este a Domnului, nu este a noastră. Mi-amintesc că a venit un grup la noi în biserică și când i-am cântărit așa, am văzut că era niște tineri, m-am interesat puțin de la o biserică baptistă, unii pocăiți, alții nepocăiți, îmbrăcați și mai haios. Și am venit un bilet să-i pun să cânte. Mai zic, ăștia e bine că vin la adunare, să audă slujba, nu să cânte. Biserica e biserică. Și îmi vine un bilet de la un dirijor de cor. Ce frate, vezi că au venit oamenii ăștia, răspunzi înaintea Domnului.
nu-i pui la să slujească. N-am zis nimic, în biserică trebuie să vorbim cu înțelepciunea. Când s-a terminat slujba, am zis la dirijor, măi, îți mulțumesc că mi-ai trimis biletul. Măi, stăteam în cumpănă să-i pun, dacă mi-ai spus că răspund înaintea Domnului, mi-a fost frică să-i pun. Biletul tău m-a salvat. Păi ce nu m-am gândit la asta? Păi eu m-am gândit că dacă n-aș răspunde, apoi ce am eu să... La, nu opresc pe cineva, dar dacă e vorba că biserica aia Domnului și eu dau socoteală, atunci e problemă. Vreau cum să trec mai departe la cauze a ridicării. Ați văzut cum unii s-au ridicat și asta e mare bucurie, mărit să fie Domnul. Ce s-a întâmplat? Ce motive au fost încât unii s-au ridicat? Spune aici în Apocalipsa 2, vă citesc în versetul 2 cu 24, ce vouă tuturor celor din Tiatira care nu aveți învățătura aceasta. Nu pun peste voi altă greutate, numai țineți cu tărie ce aveți. 3 cu versetul 3. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit, auzi? Dacă învățătura rea face rău, învățătura bună ta face, are tare mult face bine. Cum zice, să vă citesc în Efeseni, la capitolul 4, scrie aici de la versetul 20, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în voi, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, să vă înnoiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, după chipul lui Dumnezeu, în neprihănire, sfințenie. Dumnezeu să vă dea harul unor învățături curate. Și să citiți în Biblie, ascultați-mă ce vă spun, stimate surori, vă dau un caz din adunarea noastră. O soră îmi zice când am vizitat-o, frate, viața mea s-a schimbat. Eram nemulțumită, de ce e acasă, la sărbători, că nu-mi ieșa aia, că cealaltă, în adunare, nemulțumită. Dar m-am hotărât să iau Biblia și să citesc așa cu deamănuntul. M-am fost dat în șomaj, m-am apuc să citesc. Și așa mi s-a părut de interesantă Biblia, am început să iau notițe. Mi-am scris cu mâna mea niște versete și mi-aduce două caiete. Zice, fata a glumit pe seama mea și a zis, mamă, ce faci, vrei să dai admitere la teologie acum, la 40 ceva de ani, ce-i cu notițele astea? Măi, e așa frumos și eu n-am știut, măi. Uite, în Biblie, pe astea vreau să las la cadou, la copii, la nepoți. A început să se căsătorească dintre copii. Și acum așa îmi place la adunare, când am văzut că citește, tocmai mi-a scris ceva carte de studiu, am făcut cadou o carte. Nu a trecut o săptămână, două, mă sună, frate, am citit cartea de studiu care ai scris-o. Să spui la adunare ce ai scris. Zic, eu înainte de a scrie am spus, dar atunci nu venea la studiu. Că nu găsai mare pasiune în învățătură. Și a rămas statornic, a spus, am liniște, am pace, hrăniți-vă cu cuvântul. O femeie s-a dus la un medic creștin. Spune, domnul doctor, să-mi faceți trimitere, dar nu știu unde, că toate mă dor. O consultat-o, așa, a pus niște întrebări, ca un om cu experiență. Spune, mai întâi vă dau un tratament simplu. Aveți Biblia acasă? Da. Să citiți în fiecare dimineață din ea. Și mai citiți și după masă. Încercați să memorați puțin. Domn doctor, îți bagi joc de mine, mă vorbești ca la copii, să-mi dai teme de casă. Dar vă rog, doamnă, până ies analizele, până să văd unde să vă trimit, vă rog, faceți experimentul ăsta. Dar femeia a luat în serios, era un om respectat. Și a început să citească și vine după câteva zile la domn doctor, spune, domn doctor, deja nu mai mă doare tare și pot dormi noaptea. Păi nu-i leac mai bun ca Scriptura să-ți formeze mintea? Dumnezeu îți vorbește. Pe înțelesul nostru, Scriptura e așa scrisă, priceapă și omul de rând, și filozoful, toți. Cuvântul lui Dumnezeu e dătător de viață. Amin. Să-i învățați pe copii să citească. Am întrebat aici într-o țară din Europa pe niște copii, acum nu-i întreb. Măi, voi vă citesc părinții din, cum ar fi aici, vă citesc din română sau în olandez, asta sau ce aveți aici? Și copiii, cum se zice, nu citesc nici dintr-una, frate. De-i rău atunci. Că fără Scripturi, nu o să creștem noi spiritual. Hrănește-te, am citit în ultimul 3, 4 cu 6, în psalmul 63, mi se bucură sufletul ca niște bucate gustoase și miezoase și sufletul meu te laudă cu strigă de bucurie pe buze,
Coloseni 3 cu 16, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug. Din belșug. Mă, ce înseamnă belșug? Psalm, pe de rost, proverbe. Să ai în minte, Scriptura, sunteți tineri încă. Acum trebuie introdus în minte. Unii mă întreabă, dar frate, dar de unde știi așa versetele? Păi când am fost copil, am citit Biblia de câteva ori și acum mă silesc ca să nu uit. Mă, pentru asta mă citesc. Măcar de două ori pe an să citesc, dar măcar o dată, nu? E așa frumos. Cuvântul să vă fie dat. Ni s-a descoperit. Știm toți citi? Amin? Amin. V-ați apucat de la începutul anului să citiți? Sau s-a dus un copil la bunica în vacanță, vede o Biblie mare așa acolo, bunica, băi, umbla cu ea. Și ca să nu cumva să umble copilul, s-o rupă, ce aia e cartea lui Dumnezeu. Copilul s-o uita, mă, s-o uită, nu fă bunica, un copii curioși, băi, poze n-are, o lăsat în pace. Da, i-a vorbit Domnul la bunica prin copil când s-a terminat vacanța. Și spune, bunica, știi cu cartea lui Dumnezeu, dacă e lui Dumnezeu și tu nu o citești, eu dai înapoi. Măi, Dumnezeu ne-a dat-o să o citim, nu să o dăm înapoi. Amin? Îmi place care vă văd cu Biblia la adunare, îmi place. Ceilalți le-ați uitat astăzi, dar să nu le mai uitați. Bine? În al doilea rând, ce ar trebui făcut ca să creștem spiritual, nu să scădem? Ascultați. Capitolul 2, versetul 6. Ai lucrul acesta bun, urăști faptele nicolaiților. 2 cu 15. Ai câțiva care țin de învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Nu-i destul să iubești binele, trebuie să urăști răul. Iată ce vă citesc din Psalmul 45 despre Domnul. Ascultați de la versetul 7. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. Iată ce vă citesc despre înțelepciune. Proverbe, capitolul 8, scrie aici de la versetul 13. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu. Sau întorc o pagină în urmă, 6 cu 16. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 sunt urâte. Zice în Roman 12. Fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Nu te poți lipi tare de bine dacă nu ți-i groază de rău. Urâți minciuna. Nu vă amintiți când ați mintit ultima dată, nu? Mai de mult. Trebuie să fii respingător față de rău. Să nu-l agrezi. Că se lipește de tine. Te obișnuiești cu el. Asta în primul rând din viața personală, nu? Apoi și din viața celorlalți. Să nu-ți ții prieteni răi, că te duc la rău. Spunem Deuteronom 13, dacă prietenul tău te îndeamnă te atât în taină, și se scrie acolo, să nu-l asculți și să nu-l ascunzi, să-l demaști. Pentru că spune în Evrei 12, că dacă lași vreun răstal de amărăciune, mulți vor fi întinați, stimați tineri. Acum, de când cu lumea virtuală, am întrebat eu odată pe niște tineri, așa erau câțiva zeci, vorbeam liber, așa, nu în adunare. Măi, știu părinții ce faceți voi? Cam cât știu? Așa, în procent. Și zic băieții, vreo 30%, frate. Măi, mă uit apoi spre fete, erau și alea câțiva zeci, bă, astea o fi mai pocăite. Voi, la voi cum e? Și frate, nici atât. Și uneori e problemă că părinții nu știu că nu știu. Dar în viața ta tainică urăște răul, e mai rău decât cancerul, păcatul te distruge, nu sta cu păcate ascunse, nu-ți permite vinovății, vei cădea, păcatul te corupe. Zice în Evrei 12 cu 1, să dă la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară și adelezne. Când Cain a prins ură pe Abel, Dumnezeu l-a determinat să se mărturisească, dar încă nu făptuise răul. Ce bine era dacă se mărturisea atunci, așa-i? El n-a vrut să se mărturisească nici după ce l-a omorât. Numai că Dumnezeu l-a demascat. Dar bine era fetelor, nu când se întâmplă lucruri mai grave, când deja a scris primul mesaj, așa, și deja simțiți ispit, așa, ceva vaporos, așa. Atunci spune repede la mama, mama, mă caută un băiat și sunt în pericol, că vine, că mi-e drag. Că păcatul e locomos.
Duceți-vă la slujitor și vorbiți, mărturisiți-vă în timp, urâți răul, nu vă complaceți, că răul, vă spuneam, vă corupe. Dumnezeu să vă dea îndurare, să vă dea har, să fiți biruitori. Și mai spun încă o cauză a binelui pentru ca să putem rezista. Scrie aici în 2 cu 3, știu că ai suferit. 2 cu 10, nu te teme, ari se va arunce așa, fii credincios până la moarte, nu te teme de ce ai să suferi. Suferința, aici e vorba de persecuție în prim plan, dar Domnul poate îngădui și alte necazuri peste noi. Să știți că ne face bine. Am reținut vorba asta de când eram tânăr, la nunta mea am auzit-o prima dată. A zis un frate, e bun profesor necazul, că fiul risipitor nu s-a întors acasă până nu a venit o foame de să-i predice, că tata nu mai putea predica. Sunteți tineri, în general nu aveți probleme de sănătate, nu-i persecuție, dar să știți, chiar la noi în biserică, duminica trecută a fost o descoperire, pentru că poporul nu se silește, Domnul va îngădui vremuri mai grele, că suferința ne apropie de Dumnezeu. Uneori suntem ca și copiii, zburdăm numai pe afară, știți, când vin în casă, când e foame și când se lovesc. Și asta ne aduce aproape de Domnul. De ce să așteptăm noi nu iau a Domnului sau alte metode de constrângere, dar chiar dacă vor veni, Dumnezeu ne va întări, ne va sprijini, puterea asta lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Am întrebat pe un frate slujitor, era episcop în Ucraina, care e diferența între ce era pe vremea comunistă și ce este acum? Și a zis, frate, hai să spun avantaje și dezavantaje. O să atunci câți erau pocăiți, toți erau pocăiți, că nimeni nu risca să facă pe pocăitul, că putea merge oricând în Siberia. Atunci n-aveam falși între noi. Dar în schimb nu puteam să facem o clădire de adunare, nu puteam organiza un cor, misionam foarte greu. Acum le putem face pe astea toate. Dar să amestecați. Suferința uneori așa ne cerne și ne dovedește pe cei care suntem cu adevărat credincioși. Iar uneori Dumnezeu este nevoit să lasă anumite măsuri peste noi ca să ne ajute să ne pocăim. Spunea cineva în Spania de un frate, zice, măi, pocăi, dar parcă ziceai că e plămădit cu explozibil, să nu-l atingi, să o rea în sus. Ce-a îngăduit Dumnezeu peste el un cancer de câțiva, nu să moară. Zice, să vezi acum, poți tăia lemne pe el. Oare de ce suntem atât de greu prelucrabili? De ce? Îmi povestea un păstor din Anglia, Cornel Nistor. Și era noi în adunare o soră, avea duh de curățenie. Mă zic, asta n-am auzit. Ce nu doar așa să faci curățenie. Deschidea lumina cu nasul, că de la dește rămână amprente. E adevărat ce spun. O să dacă își amintea noaptea că undeva e praf și n-a văzut să o șteargă, se trezea din pasărea ca arsă și acolo praf. Când venea soțul la serviciu, trecea prin vreo două filtre ca să intre în casă. Și biata femeie a fost îngăduită să fie bolnavă, să aibă cancer, a vizitat-o Cornel și a zis, îi spunea lui, frate, n-am suportat praful, când mă pansează medicii îmi văd viermi în rană, dar nu mă pot mișca. De ce a trebuit să mă smerească Dumnezeu așa de tare? Unii nu pot fi curățați cu apă, numai cu foc. Și Dumnezeu are metode. Dar de ce trebuie să ne treacă Dumnezeu prin toate acestea? Ca să fim aur curățat prin foc? Uneori da. Rețineți așadar și aceste cauzele a ridicării. O învățătură curată, urârea răului a tot ceea ce e păcat cu separare de lume și suferințele. Mai fac un pas și mă apropiu îndată de încheiere. Ce sfaturi le-a dat Domnul? Vă rog să vi le imaginați pe Domnul înconjurat de 7 candelabre.
în mijloc și vorbea Domnul, se uita și la unii și la alții, că biserica toată ea lui a răscumpărat-o cu sângele său, binecuvântat să fie în veci, și vrea să fie fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Trei sfaturi din nou, așa tot cu câte trei m-am dus. La cinci din cele șapte le spune, pocăiește-te, numai la Smirna și la Filadelfia când se adresează la îngeri, dar previa și bisericile, că spune în final la fiecare cine are de auzit să ascultă și zice bisericilor, Duhul. Măi, să fie așa și oare și acum la noi procentul tot din șapte pocăiți, cinci ar mai trebui să mai pocăiască? Nu știu. Dar ce însemna acea pocăință? Că doar ei se pocăiseră cândva. Pentru cel din Efes, pocăința însemna să devină din nou mai curvnă. Pentru cel din Sardes însemna, măi, tu ai auzit, dar tu niciodată n-ai făcut cum ai auzit, că ai făcut cum ai vrut. Iar pentru cel din Laodicea, pocăința însemna să-și audă că acolo nici măcar nu-l învățase nimeni cum trebuie. Depinde ce înseamnă pocăința pentru noi. Cu alte cuvinte, pocăință înseamnă fiecare să pocăiască numai în ceea ce n-a fost pocăit. Nu cum mergeau la un botezător și întrebau când predica pocăința, noi ce să facem? Păi dacă ai fost gârcit, te corectezi. Dacă n-ai fost drept, te corectezi. Dacă n-ai fost merit, nu? Fiecare să-și corecteze fapta lui. Unul are mai mult îndreptat, altul în altă privință, nu? Și uneori știți cum se întâmplă. Scrie în Psalmul 1 că păcătoșii nu pot ținea capul sus în adunare. Și uneori suntem ca tânărul bogat. Predică de asta, fruntea sus. Am avut nota 10 în clasa 1. Asta, premiu am luat. Și când ajung la punctul cu averea, sunt tristat de tot, scrie Marcu 10. Și uneori vine să zic că ar trebui niște camere de luat vederi, nu pe amvon, către sală, ca să-i vedem când se predică, dacă se predică de dărnicie, toți gârciții nu le place. Dacă le spui de smerenie la toate care-s mai cucoane, vreau să ce are cu noi. Dar Dumnezeu, nu de puține ori mi s-a întâmplat să mi se spună oamenii, dar cine ți-a spus starea mea? Mi-a dat ce crezi că eu predic cu notițe din sală? Ce-mi vine spun? Bucură-te că Dumnezeu ți-a vorbit, nu? Scrie în Ioan 4 că Domnul i-a spus unei femei, eu pot să-ți dau apă vie, să treci veșnicia. Și femeia a priceput, de așa îți dăm. Și a spus Domnul, nu, întâi la analize, să vedem. După ce Adam a păcătuit, o l-a interzis, ajungă la pomul vieții. Nu pot păcătos să treci veșnic. Și te faci? Ai schimbat 5 bărbați în 50 de ani, într-o 1000 de ani, câți bărbați îți trebuie ție dacă nu te pocăiești de asta? Ce întâi să vii cu bărbatul. Măi, dar cum o ars-o exact unde o doare, măi? Păi ăsta e doctor bun care pune mâna și pușcă puroiul, nu? Deja îl palpezi, mărezi tot trupul, îi faci masaj? Și așa face Dumnezeu că îți vorbește exact la problema ta. Te bucuri atunci sau? Bucură-te și pocăiește-te de ceea ce este nevoie și Dumnezeu să ne ajute pe toți. Să ne îndreptăm fiecare în partea Lui. La unii numai câte ceva le lipsește. Dar aia ce lipsește e tare greu. Eram odată la Rebra, în Bistea Năsăud, la evanghelizare și după a stat la masă cu un grup de cântăreți din oraș, din Bistrița. Și zice unul, mă încuiați la minte sunt ortodoxi ăștia, mă, când li se spune să renunțe la cruce și nu renunță. Mi-am dat seama că e superficial și zic, hai să-ți dau un experiment facem amândoi. Zic, eu își citesc din Biblie că nu ar trebui să fim fără aurituri. Și dacă vrei să citesc din istorie, de unde vine verigheta, de la o legendă, cum că Prometeu a furat focul de la Zeus din cer, și e o poveste mai lungă. Zic, dar ce nu, eu nu dau verigheta jos, că și dirijorul poartă. Stai liniștit, eu n-am vrut să o scot din deget, am vrut să-ți dau un experiment. Tu pocăiți și nu ești în stare să renunți la o chestie banală și cer la ăla că au auzit de două ori să renunți la ce au crezut că e mântuirea lui. Că nu e ușor să renunți omul la ce îi place. Da? De-aia e nevoie numai ca Dumnezeu să cerceteze ființa noastră, ca ceea ce face să putem face din toată inima. Ce Pavel în Filipeni 3, la ce am renunțat, am socotit ca un gunoi. Și cine nu se bucură să-i duci gunoiul de la casă, nu?
Dar dacă ții la ceva, nu renunți pentru nimic în lume. Undeva un bătrân la 90 de ani, i-a spus, fratele măi, renunță la băutură, nu-ți pot da cina așa, nu poți bea și paharul domn și paharul demnul. Nu înțelegeți voi corect Scriptura. Nu mai putea bea numai ceai cu paiul și spunea la soție, pune și țuică. Măi, pentru atât, acum mor și tot nu renunț. Și alții au fost în stare să renunțe la viață, nu doar la avere. Le s-a răpit averea, scrie în Evrei 10, dar au știut că au moștenire în cer. Amin. Pentru veșnicie fii gata să dai orice. Și într-o pildă din Matei 13, că cine găsește comoara de bucurie se duce și vinde? Tot ce are. Tot ce are. Mai e ceva ce n-ai dat pentru împărăție? Dumnezeu să vă ajute dacă este cazul și mie în primul rând, așa în ordine alfabetică cu Anca, să ne pocăim. Un al doilea sfat care se dă. Spune Scriptura aici, am amintit puțin, deci în 2 cu 10 partea finală, fii credincios până la moarte, 2 cu 25, numai țineți cu tărie ce aveți. Și nu este chiar ușor asta ca să păstrezi. În capitolul 3, de asemenea, ei vor umbla înaintea mea îmbrăcați în alt, fiindcă sunt vrednici, nu și-au mânjit hainele. Dragii mei, rămâneți credincioși în tot ceea ce știți că aveți. Foarte important asta. Și mi-e dat să vă spun, s-ar putea să se schimbe vremurile. Libertatea să nu mai fie mult, nu știu când și în ce condiții. Vom rămâne noi credincioși. Când s-a schimbat legea, scrie în Daniel 6, că Daniel se închina ca până atunci. Știți ce a zis în paratul, scrie în 6 cu 16? Dumnezeul tău care îi slujești necurmat, ce frumos. Îmi spunea fratele Ilie Jolța, păstor în Bihor, de tata lui, și s-a pocăit la 20 de ani și de atunci a luat angajamentul în ziua de duminică, e post. Zice, tata are acum 90 de ani, în 70 de ani am mâncat într-o singură duminică, că a fost nunta lui soră mea, că nu-i fariseu, dacă e nuntă, mănânci. În rest a rămas consecvent același. E un mic exemplu. Să rămâi peste an, scrie în Estera 2 cu 10, că i-a respectat poruncile lui Mardoheu și nu era tatăl său, era verișorul ei care o luase de suflet. Și în 2 cu 20 scrie că a ajuns regină și respecta cu tot atâta scumpătate poruncile ca atunci când o creștea el. Să rămâi același peste ani, credincios până la moarte. Credincios în cele mici și vei fi pus credincios în cele mari. Mărit să fie Domnul. Și mai spune Domnul, deci la unii le spune să pocăiască, la unii le spune să țină, așa, și mai spune ceva. Scrie în versetul 21, i-am dat vreme să pocăiască, iată că am să arunc bolnav în pat și le voi trimite un necaz și voi lovi cu moartea pe copii și toate bisericile vor cunoaște că eu cercetez și răsplătesc fiecăruia nevoie după faptele lui. Adică Dumnezeu pedepsește și aici. Pe unii anunță, te voi lovi. Nu i-a spus așa lui David? Și-a purtat boala până la moarte. Ozi a intrat în templu și-a purtat lepra până la moarte. Eu când vorbesc despre pedepse, unii spun, frate, astea sunt în Vechiul Testament. Păi, și eu vă citesc din Evrei 12, ascultați, scrie de la versetul 4, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și ați uitat sfatul pe care vă-l dă ca unor fii, fiule, nu disprețui pedepsa, Domnul îți pierde inima când ești mustrat de el. Acum, regulă, ascultați, Domnul iubește, pedepsește pe cine-l iubește. Și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Și ascultați acum, dacă sunteți scutiți de pedeapsa care toți au parte, dacă au păcătuit, sunteți niște feciori din curvii, iar nu fii, auzi? Dacă ești vinovat și n-ai fost pedepsit, nu pedepsește Dumnezeu întotdeauna, că se îndură. Dar când consideră el că e nevoie să aplice nuiava, o face. Și cine vrei zice că e grozav lucru să cazi în mâna lui Dumnezeu. Da,
Odată a venit Domnul la David și i-a zis atunci cu numărătoare, uite, sunt trei procese verbale, alege, foamete, set, ciumă sau război. Și, măi, dar trebuie să semnez un proces verbal, n-ai ce face. Zice că trebuie să răspund la cine mă trimite. Altădată când a păcătuit mai grav, nu l-a mai pus să aleagă. O să-i făcut procesul verbal. Lovește copiii, tu porți într-un pedeapsa și s-a bucurat că a putut fi mântuit. De ce vreți să recurgă Dumnezeu la mijloace punitive? Poate să o facă. Dumnezeu să se îndure de noi. Să aibă milă. Dar eu numesc asta școala de corecție a lui Dumnezeu, că spune aici în versetul 10, ne pedepsește pentru binele nostru, să ne facă pe Sfințenie lui, versetul 11, celor ce au trecut prin școala dătătoare de pace a neprihănirii. S-a întâmplat undeva într-o biserică, unul a făcut scandal, feriți-vă de asta, că Domnul urăște dezbinările. Și când au venit frații la comunitate să facă ordine, au luat un grup și au început să cânte și nu s-a putut ține adunarea generală. Frații au zis, nu facem scandal. Au făcut un proces verbal și l-au pus deoparte pe 6 luni. El îndrăznesc spune, ei, nu-l procesul vostru verbal, cine ține cont de el? La biserica aia Domnului. N-a trecut 2 săptămâni, s-a dus cu bicicleta într-un sat vecin, s-a făcut seară, n-avea far la bicicletă, l-a oprit un polițist, o vorbire calcitrant, polițistul a făcut dosar penal și a făcut 6 luni de pușcărie. Și când s-a întors înapoi în adunare, unul mai îndrăznesc spune, bă, pe cât te-a pus la disciplină, mă? Pe 6 luni, dar e nul procesul verbal sau nu e nul? Unde ai fost de 6 luni? Pe așa te-ai fost pus la disciplină și nu mai venit la adunare. Zice, lasă-mă că am învățat eu, că nu-i nul. Are Dumnezeu act de cojocul nostru. Nu scapă nimeni, zice în Ieremia, ei voi pedepsi eu un an, o locutare. Și nu toți care au greșit în pustie au murit pe loc. Dar de 38 de ani nu trecu niciunul să ajungă în Canaan. Dumnezeu să aibă milă de noi. Și închei, spunându-vă că în final mai am pus tot câte 3, că așa mi-a venit dimineața. V-am spus la început că Domnul a surprins 3 stări. Sper să mi-aduc aminte ce am zis. Unii buni, alții răi, alții fără dragoste. Am spus că sunt niște evoluții. Unii cresc, alții coboară, alții se mențin. Am spus că sunt cauze ale căderii. Vă le amintiți? Învățătură falsă, profeții și ce am mai spus? Am spus să nu le țineți toate minte, numai care ne privesc pe noi, nu? Tolerarea răului, am mai spus, așa e? Am spus și apoi de cauze ale binelui, învățătura, urârea răului, acceptarea suferințelor. Am spus apoi sfaturile care le dă Domnul, la unii să se pocăiască, la alții să se mențină și la alții le spuneați că vă ajută să vă pocăiți. Punea un frate bătrân, zice, băi, toate le-a făcut Dumnezeu bune, dar de ce n-a pus la ușă un ciomag? Și altul mai înțelept a spus, ăla-l ține el. Pentru că turma aia lui, așa l-am citit pe Domnul descris, ca para focului, ca vuietul unor ape mari și ăsta e capul bisericii, Hristos Domnul, numele Lui să fie binecuvântat. Dacă am spus tot câte 3, la urmă să știți că nu ne mai împărțim în 3, numai în 2. La unii le spune că ia sfeșnicul. Efesul, în vremea aceea, a fost un oraș cu 200.000 de locuitori. Acum nu mai există nici sătuc măcar. Păi evident că s-a pierdut și biserica din Efes. Și de asemenea la cel din Laodicea care a penit că ieri, știți ce spune? Dar nu te pocăiești, am să te vărs din gura mea. Asta înseamnă lepădare. Trist. Să nu fie asta pentru voi. Dar în schimb, la fiecare din cele 7 adrese, ce le spune la urmă? Asta e temă pentru acasă. Eu doar așa vă spicuiesc cât de cât ca să vă motivez. Îi promite la Efes, cel ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, auzi. Îi promite la altul că va sta pe tron,
La altul îi spune că îi va scrie numele, că va fi în templul lui Dumnezeu. Citiți acasă, dacă vreți, cele 7 promisiuni. Se merită să fii pocăit. Ce har că suntem în biserica Domnului. Că Domnul ne vorbește oricare ne-ar fi starea, că ne vrea sfinți. Așa scrie Efeseni 1, ne-a rânduit înainte de facerea lumii să fim sfinți și fără prihană, spre lauda slavei harului său, că a murit pentru biserică, el o zidește, el o pregătește și cu el vrem să fim pentru vecii vecilor. Domnul să vă mute pe toți din biserică în sfântă împărăția lui, să gustăm din raiul lui Dumnezeu și să avem parte de toate făgăduințele divine. Amin.